curând mă expoziționat. O să vedem doar pentru să fac o mică paranteză. Acum 9 luni sau 10 luni, doamna Roxana a fost Păscuescu, domnul iată, Roxana a fost Păscuescu, că nu știu ce m-a zis. Și mi-a reușit să da, mă rog, da? A făcut pentru mine un gest similar, în sensul că într-o cadrul unei universitari pe care îl prezenta ea, mi-a lansat cartea, o carte de-a mea, la Sfinte de Rere Galerii, se numai Sfinte Facultativ de Încântat Privire. Corneliu Tache este mult, mult mai modest decât Sfinte. Cu acea ocazie, deci cartea cuprinde cronici plastice, portrete, interviuri și așa mai departe realizate cu și despre diverse artiști plastici. Ce am constatat eu după 10 luni, că de la apariția cărții, că am rămas cu ceva mai puțin prieteni, cu unele relații care au reținut, adică deși toți artiștii sau aproape toți despre care am scris au spus că au fost mulțumiți de cum i-am văzut eu și mi-au spus că s-au regăsit în textele scrise de mine că și mi-au mulțumit și așa mai departe, în momentul în care au luat cartea în mână și s-au uitat cum am scris și despre ceilalți, mi s-a părut că am scris mai bine despre ea decât despre ei. Așa că este un risc pe care și la aveți cuvântul. Pe această scenă atât de frumos și pitoresc în Dolomita, unde actori principali, actorii principali sunt atât de talentați, eu mi-am un rol secundar. De asta m-am așa și la opera asta. Mai jos. Am fost invitată atât de drăgălași de la Oxana Păsculescu, încât n-am putut refuza. Am întrebat-o despre ce vreți să vorbesc. Și cu gestul dezinvolt care o caracterizează, am zis, doamna Lipșe, vorbiți despre ce vreți dumneavoastră. Înainte însă să vorbesc despre ce vreau eu, aș dori să fac o reverență artistei Dorina, pentru efortul și reușita artistică pentru care merită aplauz. Prima împrejurare în care am cunoscut-o pe Roxana Păsculescu a fost de fapt o provocare pe care eu i-am rugat-o. Am rugat-o să iau din interviu bărbatului meu, Victorul Lipșe, care căruia nu îi place să vorbească, care atunci când îi cer să vorbească despre asta lui, spune, eu am făcut lucrările, alții să vorbească despre ele. Și Roxana a reușit la convins să vorbească. O altă împrejurare la polul opus a fost interviul cu scriitorul Nicolae Bleban, pe care când îl pornești, îl mai oprești. Iar Roxana Păsculescu, cu niște pirete extraordinare, a reușit să-l aducă pe cărarea stelei pe care și-o profeseze prietenia dintre Tupel Lipșe și scriitorul Nicolae Bleban. Profesional, Roxana, să spun, te deși perfectă, perfectibilă. Deci nu voi spune că este perfectă. Sunteți o foarte tânără. Dar voi spune că este că are virtuți îngrijorătoare. S-a reușit după China cele două interviuri la nivelul cel mai înalt, așa încât scriitorul Brebai știu ca și invitat să devină colaboratoare la Contemporan. Dar împrejurarea în care noi două ne-am cunoscut mai bine a fost aceea în care am descoperit că și una și cealaltă suntem nevestele de artiști, de pictori. Și atunci câmpul de discuție s-a întins, s-a extins. Am vorbit despre arta soților noștri, apoi despre Bernard, apoi despre Jericho,
am vorbit despre desenul în pictură, am vorbit despre actul creator, așa cum sente diferit, îl vede în cuvânt, și pe ce nu de poezia lui Jacques Prévert, pur sembră portret de oată. Și nu în ultimul rând, despre cum să supraviețuiești alături de un artist. Atunci voi spune că eu fac ce face de viață de un artist și Roxana îi face peste 100 de ani. Dar am vorbit foarte mult și de proiectul în care s-a antrenat cercetarea doctorală despre... Nu spune. De da, secret. Nu e secret. E un fel de secret. Despre un motiv foarte drag artiștilor, din păcate, nu întotdeauna extraordinar de bine rezolvat, de-a lungul secolului al XX-lea în pictura românească. În aceste întrebări, eu am constatat că Roxana Păstulescu are o deschidere extraordinară față de cultura și arta universală și o sensibilitate de receptare a acestor valori. Dar am mai aflat despre proiectul care s-a finalizat în această carte și care vorbește de o obstinație, o aplecare, o dăruire în a cerceta ce fac colegii de generație și, în general, artiștii contemporani. Așa încât apreciez stilul